Participă la diferite terapii. Ei, această sesiune de coaching ar fi recomandată să se țină în momentul în care mama este însărcinată? Credeți că ajută la o bună armonie? Foarte mult, pentru că atunci când mama este liniștită, pruncul din interiorul său este liniștit. Din acest motiv, medicii recomandă ca în perioada sarcinii să respecti anumite reguli, să ai grijă de alimentație, să ai grijă de stres, să ai grijă de tine. În momentul în care începi un proces de coaching, în acel moment, poate fi foarte benefic pentru copilul tău, pentru că pe tine te ajută să te liniștești. Exact. Dacă tu ești liniștită, copilul este liniștit. Dacă tu îți găsești foarte bine ceea ce îți dorești, cum îți dorești, plus că sunt schimbări, este o perioadă de transformare. Coachingul lucrează foarte bine în perioada de transformare, în perioada de tranziție. Ești din zona de confort în momentul în care ești însărcinată și urmează un nou membru al familiei. Se produce acolo ceva, schimbare în viața ta. Exact. Și cu atât mai mult dacă poți să traversezi această schimbare însoțit, astfel încât să fii sigură că ajungi acolo unde îți dorești. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Alo. Alo, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc Mircea Elena, sunt din Suceava. Și aș avea o mare rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Tocmai spuneam că n-am deschis de mult timp televizorul și îmi pare rău. Eu am suferit o traumă, unul din copiii mei, care mi-a făcut un mare necaz material. Așa. În fine, am reușit cu timp să trec peste el. În al doilea an am suferit o traumă cu celălalt copil din punct de vedere psihic. Deci a avut o depresie postpartum. Deci care pe mine m-a afectat foarte mult. Deci eu vă spun că am o hepatită cronică, deci mă emoționez foarte repede. Și toate supărările astea mi s-au lăsat pe ficat. Și de curând am și o pancreatită. Deci eu, oricât aș merge înainte, deci sunt omul care nu mă las călcată, deci încerc prin propria voință, cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul prietenilor, al familiei, mă rog, încerc orice, ca să-mi fie bine, deci să nu cad în prăpastia supărării și a deznădejdii. Dar poate că un sfat, cum ați spus dumneavoastră, îmi prinde bine. Deci altfel, poate din cât știu eu, din cât mă ajută pe mine prietenii, să-mi revin. Loredana, te rog. Sigur, sigur. Bună ziua, stimată doamnă. Bună ziua. Fiindcă nu am apucat să vă salut la început. În această situație, poate vă ajută foarte mult să începeți o călătorie în interiorul dumneavoastră. Da. Acolo unde vă puteți găsi propriile resurse, propriile calități și abilități pe care le aveți deja și pe care în înțelepciunea dumneavoastră le-ați experimentat atâția ani, astfel încât să mergeți mai departe. Cumva poate fi de ajutor și solicitarea unui psiholog, poate, pentru partea de depresie. M-aș bucura să pot, dar situația mea materială nu-mi permite nici măcar să-mi fac sănătatea așa cum ar trebui. Deci v-am spus că am suferit într-o traumă materială, deci sunt și cumva foarte, foarte strâmtorată și nu mi-e rușine să o spun treaba asta, pentru că multă lume știe ce am suferit, dar cum ați spus mai bine, deci eu nu am cerut cuiva sau n-am găsit, deci mi-am dus cu demnitate acea supărare, dar acum simt că nu mai rezist, deci mă lasă toate puterile. Deci, vă spun, deci sunt afectată și din punct de vedere material și psihic. Acum au trecut acele perioade, dar au lăsat urmările. Eu nu mai pot, deci vă spun că sunt o credincioasă atât cât trebuie, mă rog, merg la sfintele slujbe, încerc din toate puterile. Deci o altă cale în interiorul meu, deci nu am sprijin, vă spun, soțul nu este de sprijin, tocmai că el este gata în față merge, eu fiind rac, mă consum foarte mult pentru familie. Deci eu asta vă spun. Deci orice mă deranjează, sufăr în mine. Loredana, crezi că... Sunt mai nesimțitoare cum ar fi în ziua de astăzi. Am înțeles. Stimată doamnă, eu cred că Loredana este de acord să vă ia datele și să luați o legătură, pentru că nu ne permite timpul să dezbatem acest subiect. Rămâneți pe fir, mă rog. Felicitări pentru faptul că ați cerut ajutor. Exact. Eu vi-l ofer cu foarte mare drag, așa încât sigur veți găsi o soluție potrivită pentru dumneavoastră.
Mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc tare mult, să nu închideți și să lăsați datele colegilor mei din regie. Vă rog tare mult. Toate cele bune. Așa, pentru că mai avem foarte puțin timp, vreau să ne întoarcem la partea noastră de medicină clasică. Această sesiune sau aceste sesiuni de coaching ne-ar ajuta în momentul în care am suferit o intervenție chirurgicală sau în momentul în care urmăm un tratament mai complicat, strict, să îmbunătățim viitoarele rezultate, să vină ele mai repede pentru că reușim să ajungem la o armonie cu sinele? Absolut. Absolut. În momentul în care tu ai o stare bună, o stare de împăcare cu propria ta persoană, automat reacționezi foarte bine la orice vine din mediul tău, exact, din jurul tău, inclusiv un tratament. Din cauza aceasta am acest grup de coaching cu bolnavii de leucemie de la Spitalul Fundeni. Nu înseamnă că înlocuiesc medicamente, nu, nici vorbă, exact, ci pur și simplu creez acel context în care persoana respectivă, chiar dacă este bolnavă, boala este o situație de moment, pe o anumită perioadă de timp, nu este pe o viață întreagă. Și chiar dacă este, contează foarte mult atitudinea. Așa. Dacă tu crezi că reușești, reușești. Dacă tu crezi că nu reușești, nu reușești. Indiferent de orice. Așa e. Aș vrea să te întreb, Lavinia, acum am înțeles de la tine că rezultatul a fost cel așteptat sau a fost unul bun pentru tine în urma acestei sesiuni de coaching. Exact. Creează dependență? Adică în momentul în care tu ai o supărare, alo, Loredana, ce să fac? Mă duc acolo sau nu mă duc acolo? Fac aia sau nu fac aia? Creează o astfel de dependență? Nu, în niciun caz nu creează dependență, pentru că după o perioadă ajungi singur să-ți dai seama de răspunsurile, deci, la întrebările care revii le ai. Propriul tău coach. Da, da, exact. Da. Exact. Da. Bun, deci cam ăsta ar fi rezultatul cel așteptat cu adevărat. Da. Nu da. Să ne rezolvăm problema în sine, ci să învățăm să ne conciliem. Nu? Exact. Să punem pe o hârtie, stânga-dreapta, da, ce e bine, ce e rău, ce vreau, ce nu vreau, sau ce-mi doresc, ce aș vrea, dar parcă nu ține de realitate. Oare să ne atingem obiectivele, trebuie să fim realiști de capacitățile și calitățile noastre, dacă ele cumva corespund acelei acțiuni viitoare? După părerea mea, nu. Nu. După părerea mea, de altfel, mari oameni de succes din această lume și-au atins obiective care la vremea respectivă păreau imposibile. Așa. Așadar, cum ei au reușit și ne-au dovedit că se poate, înseamnă că fiecare dintre noi putem. Este foarte important să ne dorim, să găsim acea motivație interioară prin care să ne dorim să facem acel ceva cu toată inima noastră. Și atunci lucrurile pur și simplu se întâmplă. Cum spuneam, întâlnești oamenii potriviți, întâlnești situațiile potrivite, generezi în spațiul tău situațiile de care ai nevoie și atunci pur și simplu se întâmplă. Este ok să visezi mult, cum se spune de altfel, este perfect să visezi să zbori către lună, fiindcă chiar de nu ajungi la lună, cel puțin zbori printre stele. Și tot e foarte bine, într-adevăr, da, așa e. Aș vrea acum pe final de ediție să încercăm să ne oprim asupra stării prezentului. Ne confruntăm, așa cum ziceam, cu multe obiective. Vrem să realizăm foarte multe lucruri, ne gândim mai bine dorm mai puțin pentru că vreau ca mâine să rup în două, o activitate anume pentru că vreau să reușesc, pentru că vreau să primesc o apreciere. Nu se întâmplă să vină acea apreciere. Am dat foarte mult de la noi. Există o compensație, există o lege a vieții. Dacă dai prea mult, nu primești nimic. Dacă dai mai puțin, dar dai atât cât trebuie, karmic vorbind, primești mai mult, poate că. E adevărat? Și dacă e adevărat, de unde știm cât trebuie să dăm, cât de mult trebuie să ne implicăm? Care ar trebui să fie semnalele să ne zică, gata, nu merită mai mult de atât? Eu cred că primul semnal îl primești din corpul tău, din starea ta. Dacă tu sesizezi că ești veșnic obosită, veșnic nervoasă, veșnic te trezești în situații în care îți pierzi cumpătul, este clar, este foarte clar că anumite obiceiuri din viața ta îți dăunează. Pot fi obiceiul de a dormi puțin, de a lucra prea mult, de a petrece prea mult timp în trafic sau mai știu eu ce, însă e clar că niște obiceiuri din viața ta, fiindcă noi suntem cumva ca niște mici roboți câteodată, intrăm într-o anumită transă, într-o zi și nu mai știm ce se întâmplă cu noi. Pur și simplu, ne ia valul. Ne-a luat valul și suntem așa, într-un carusel din care nu ne mai revenim. Nu mai știm încotro să o luăm.
E foarte important să ne oprim pentru câteva minute, să ne recentrăm pe propria persoană, să ne ascultăm corpul. Ce ne spune corpul nostru? Dacă el este epuizat, ce sens are ca eu să-l epuizez mai mult? Vorbesc din propria experiență, fiindcă am procedat așa și știu. Așa. Până am leșinat. Te cred, adică, te cred. Da, așa e. Dacă nu-ți asculți corpul, este primul simptom, primul semn pe care îl poți lua în seamă. Dar este adevărat că uneori nu-l ascultăm. Consider că este ok în viață să faci anumite eforturi, însă să fie cumva limitate în timp. Poate în această perioadă din viața mea vreau să petrec 12 ore la serviciu pentru că îmi doresc să obțin ceva. Dar e foarte important să pun o limită de timp. Să nu fac din toată viața 12 ore la serviciu. Așa. Sau poate în această perioadă de timp vreau să stau acasă să petrec timp cu copilul meu. Însă vreau să stau 18 ani până crește copilul meu acasă. E foarte important să delimităm în timp ce anume ne dorim. Așa e. Loredana, eu îți mulțumesc tare mult pentru că în această zi specială ai fost alături de noi și nu cred că este întâmplător. Nu cred deloc. Absolut. Dragii mei, cred că a fost o ediție, o altfel de ediție. Sper că ați găsit răspunsul că reușita este în fiecare dintre noi. Voința este în fiecare dintre noi și nu contează mediul. Pentru că mediul noi ni-l creăm. Noi acceptăm cine rămâne lângă noi și cine pleacă de lângă noi. Exact. Ei, și pentru că astăzi lângă mine au fost două doamne speciale, încheiem emisia tot cu sărbătoare. Pentru că este ziua Loredanei și pentru că la mine n-a venit cu mâna goală, a venit cu încă un cadou, cu încă o surpriză. Ne-am decis să-l aducem la final ca să nu vă facem poftă. E o dulceață, e vorba de un tort. Așa că te rog frumos, Lavinia, să iei surpriză și să-i înmânezi Loredanei. Și la mulți ani, dacă aveam și voce, îți și cântam. Dar îți cântăm noi după aia. La mulți ani, cu mult drag. La mulți ani. Așa, să avem grijă cu el, nu cumva să facem o altă surpriză. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru prezența acordată. Vă dau întâlnire de luni până vineri, începând cu ora 14 la Medicina TV pe TVH 2.0. Nu uitați, aici sănătatea este la ea acasă. La revedere!